Mă raportez la acest tragic accident ca un om care se așteaptă că atunci când viața unor persoane este în pericol, instituțiile statului să se sincronizeze și să salveze viețile respective. Din nefericire, putem vedea lesne că în privința salvării, instituțiile nu s-au sincronizat și două componente cheie pentru orice situație de urgență nu au existat, și anume vocea unică și comanda unică. Eu știu, pentru că m-am consultat cu colegi cu experiență în Ministerul de Interne și știu că există proceduri foarte clare de intervenție, mai ales când accidentul survine pe suprafața mai multor județe. De aceea cred că acea comandă unică la care să se centralizeze informațiile și de unde să plece decizia nu a existat și ca atare s-au pierdut ore prețioase care au dus la pierderea a două vieți. În același timp, aș dori să mai spun un lucru. Cred că în privința acestui accident, societatea iarăși a demonstrat că acționează mai repede decât instituțiile statului și România a arătat odată în plus că are oameni minunați, salvamontiști care au plecat, salvamontiști, oameni de bună credință care au plecat și au dat o lecție de intervenție rapidă și promptă în locul instituțiilor statului. Și un singur comentariu aș dori să mai fac. Eu cred că se impune o anchetă penală și pentru simplul motiv că jandarmeria și salvamontiștii s-au ghidat după niște hărți rudimentare, grosiere, turistice, în loc să dețină informații foarte clare, precise de la instituțiile statului. Iar aici cred că se impune o anchetă extrem de... Să vedem, Dorin, înainte să